Cu toții cunoaștem strânsa legătură pe care județul Mehedinţiu are cu Serbia, iar de-a lungul timpului autoritățile județene și cele locale au depus toate eforturile pentru păstrarea acesteia. Astfel, reprezentanții Consiliului Județean Mehedinţi, prefectul Alin Isuf, dar și parlamentarii PSD Mehedinţi au avut parte de o vizită importantă din partea ambasadorului Serbiei în România. După ce Ziua Republicii Serbia a fost sărbătorită de ambasadorul Serbiei în România pe plaiuri mehedințene, astăzi Ștefan Tomasevici a făcut o vizită importantă și în Drobeta Turnu Severin. Întâlnirea a avut loc la sediul Consiliului Județean Mehedinţi, discuțiile purtându-se în prezența vicepreședintelui Ionică Negru, prefectului Alin Isuf, dar și a parlamentarilor PSD Mehedinţi Alin Chirilă și Liviu Mazilu. Întrucât Dunărea are potențial hidroenergetic, Ștefan Tomasevici își dorește realizarea celui de-al treilea pod peste fluviul care face legătură între cele două țări. Naša vrata kao predstavnika Republike Srbije u Rumuniji, kako gospodina Tanića, njegovog konzula u njegovom konzulatu Temišvaru, tako i moja u Bukureštu, ambasada Republike Srbije, će uvijek biti otvorena za sve naše rumunske prijatelje i za zajedničke i za ideje o našim novim zajedničkim projektima. Ušla ja ca ambasador tot timpul va fi deschisă, va fi deschisă de asemenea și a domnului consul, domnul Tanić, de asemenea va fi deschis oricând pentru noi, pentru dumneavoastră de fapt. Ti proiecti, noi proiecti, podrazumevaju još bolju saradnju između naših naroda. Din aceste proiecte se subînțelege o colaborare și mai bună între noi. Izgradnju novih mostova, prijateljstva. Executarea unor poduri noi a prieteniei. Kao što smo već čuli, imamo ih, ali nikad ih nije dovoljno. Așa cum am auzit, aici avem, dar niciodată nu este suficient. Prefectul Alin Isuf i-a urat bun venit excelenței sale, declarându-se onorat de prezența delegației sârbe, prilejuită de Ziua Republicii Serbia. Acesta a vorbit și despre strânsa colaborare dintre cele două comunități și despre faptul că va depune toate eforturile pentru a întări și mai mult această legătură. Mă simt onorat și mai mult pentru faptul că, în calitate de prefect al județului Mehedinţi, Велика ми е учитувањето, учитувањето имам велико задоволство, каже као што сам председник да ви будете наши гости. Сентец, чеј мај нац официјал дипломатич? За сада сте нај на неком на највеќу ниво, каже од страна дипломатија. Care le vizitează județul. Coi posteciu naș ocrug. Și cu atât mai mult cu cât. Și to, ce obișe? Ziua dumneavoastră națională. Vaș național e praznic, de la praznic. Ați petrecut-o pe dărâmul Mehedințene. Proveniște la teritorii ocruga Mehedinț. Datorită frumoasei inițiative a unor primari gospodari, zbog lepe inițiative nașii prețednica obștine, domnul primar al comunei Svinița, gospodin prețednic obștine Svinița, respectiv domnul primar al comunei Ieșelnița, odnosno gospodin prețednic obștine Ieșelnița. Vicepreședintele Ionică Negru a transmis de asemenea felicitări partenerilor sârbi, asigurându-i de tot sprijinul Consiliului Județean Mehedinţi în toate proiectele benefice pentru ambele comunități. Avem acordul și convenția care au dus la executarea sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier în anul 1964, apoi acordul prin care s-a extins colaborarea pentru utilizarea. Da, imam ugovor și sporazum iz 1964 što se tiče Đerdapa, Porcele de Fier 1.
Și apoi, în 1977, când s-a lărgit colaborarea pentru sistemul acum avem acorduri bilaterale. Asta de economie bilaterale sporazume. O reală cooperare economică. Jedna reală starană, ekonomska reală starană. Relații comerciale care au depășit de ordinul sutelor de milioane de euro. Investiții transfrontaliere. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a vorbit de asemenea despre faptul că România este un real partener în pașii pe care Serbia îi face pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ca și parlamentar, acesta își dorește ca minoritatea românească din Serbia să beneficieze de toate drepturile fundamentale, la fel ca și comunitatea sârbă de la noi din țară. Noi aici în Mehedinți suntem foarte atașați. De vecinii noștri, prietenii noștri sârbi, alături de care am depășit multe momente importante din istorie. Aici suntem aparent în județul Mehedinți despărțiți de Dunăre. De fapt, Dunărea este cea care ne unește, cred eu. România sprijină cu toată puterea eforturile de aderare ale Serbiei la Uniunea Europeană. Ca o știu, stemnii, gospodine ambasadore, kazali da Unija stalno podržava ulazak i priključenje Srbije Evropskoj uniji. Suntem de părere că Serbia este, din punct de vedere, o țară europeană, din punct de vedere geografic, și va trebui să fie și din punct de vedere juridic, în mod evident, cât mai curând posibil. Speranța mea, ca parlamentar de Mehedinți, care reprezint românii din această zonă, mogu vam priznati, kaže, kao senator koji predstavljam Rumune, kaže, u parlamentu. Ca situația minorității românești din Valea Timocului să fie din ce în ce mai europeană, să spunem, drepturile acestora să fie respectate, cel puțin la nivelul la care și noi respectăm drepturile minorității sârbe pe care efectiv o înrăjim. Autoritățile prezente i-au felicitat de asemenea pe reprezentanții primăriilor Svinița și Eșelnița pentru evenimentul realizat cu ocazia sărbătorii Zilei Naționale a Serbiei, în data de 15 februarie. Reprezentanții autorităților județene și locale privesc cu încredere spre viitor, având multe proiecte comune pe care Serbia, împreună cu România, le pot fructifica în toate domeniile.